Bună ziua tuturor! Suntem la o activitate astăzi care este pe cât de interesantă, pe atât de incitantă și de provocatoare. Putem vorbi, dacă vreți, despre un element de curaj, de atitudine și de implicare a comunității romașcane, care, în parteneriat cu Direcția de Cultură Neamț, cu Primăria Gădinți, dorește să renască din pulberea timpului un loc de mare cinste și onoare. Cea mai mare cetate de șes pe care Ștefan cel Mare a construit-o aici în Moldova, care vedea drumurile comerciale și care era, dacă vreți, un far aici în centrul Moldovei. Astăzi ar fi trebuit să se desfășoare în această sală Ziua Diplomației Romașcane, o activitate dată de vizita unei delegații din Turcia, într-un parteneriat și într-o colaborare cu municipiul Roma. Din păcate, evenimente de ultima oră care au loc în Turcia, știți că sunt momente de instabilitate, mai ales că acest oraș Murat Pașa este chiar din acea zonă, a făcut ca delegația să nu poată fi prezentă și sigur noi să înțelegem acest lucru, să mulțumim Bunului Dumnezeu că nu avem deocamdată și sper să nu avem nici în viitor astfel de evenimente, astfel de acțiuni, astfel de momente în care să nu fim siguri de ziua de mâine și de ceea ce stăpânim ca țară, ca nație. Această zi va avea loc, probabil, cel mai probabil în luna iunie, mai ales că până atunci ne-am luat libertatea de a face împreună niște demersuri către ministerele de resort și chiar de a trece prin consiliile locale să adoptăm anumite hotărâri, fapt ce va aduce mult mai aproape, deci vom scurta din pașii pe care dorim să-i parcurgem până la finalizarea unui act de înfrățire. Dând și explicația despre acest lucru, aș reveni din nou la evenimentul zilei de astăzi. Vorbim așadar despre a readuce în fața contemporanilor noștri și pentru generațiile următoare un loc care a marcat existența, a marcat dezvoltarea, a marcat, dacă vreți, momente, evenimente, acțiuni care s-au desfășurat mai cu seamă în perioada evului mediu în Moldova. Dar pentru aceasta, sigur că e mai bine să lăsăm specialiștii să vorbească. Întotdeauna am considerat că orice idee, orice proiect trebuie victorizat pe opinia, pe proiectul, pe gândirea specialiștilor. Și de aceea am invitat astăzi alături de mine pe domnul profesor Vasile Ursache, pe care îl și salutăm, fost director al Muzeului de Istorie, unul din, era să zic pietrele, dar aș zice stânca puternică pe care s-a clădit acest muzeu și care a condus cu multă dedicație, cu mult stoicism, cu multă abnegație și pasiune, nu doar instituția în sine, ci activitatea care era extinsă de la a descoperi, de la a examina și a identifica până la a reface și a expoziționa lucruri de care astăzi cu toții ne bucurăm. Îi spun bun venit domnului profesor Vasile Ursache și îl rog în debutul acestei activități să ne exprime opinia, să ne exprime părerea domnii sale vis-a-vis de acest obiectiv,
dar și vis-a-vis de ideea noastră de a-l readuce, de a-l reface, pentru a fi prezent ca o mărturie a ceea ce s-a întâmplat pentru contemporaneitate, dar și pentru viitorime. Vă rog, domnule profesor. Domnule primar, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-ați lăsat persoanele mele. Ceea ce vreau să spun eu acum, fără a face, am un material, bineînțeles, pregătit pentru asta, dar nu-l voi da citire, și voi explica câteva obiective pe care trebuie să le urmărim noi în realizarea, cel puțin de început, a unei restaurări a cetății noi. Anul acesta, la 15 septembrie, sărbătorim 550 de ani de la prima dată când este pomenită cetatea nouă a Romanului și primul ei părcălav, părcălavul Oanță. Este un eveniment deosebit, un eveniment deosebit de important în această perioadă, întrucât Ștefan Șerbare, care totuși știți, a fost un mare strateg al Moldovei, a hotărât să realizeze și a realizat una din cele mai importante și deosebite, ca să spun așa, cetăți din piatră, pe care el a construit-o spre deosebire de toți ceilalți, nu pe vârful unui munte, nu pe vârful unui deal, ci pe șes. Acest lucru i-a creat și greutăți deosebite, ceea ce a însemnat că a trebuit să aducă meșteri speciali din Bizanț și din Italia. Este vorba de faptul că această construcție masivă a fost construită pe vale, într-o zonă unde pânza freatică este foarte sus și atunci construcția în sine este deosebit de interesantă. Venind în roman, sigur că am trebuit să mă leg în primul rând de locurile istorice importante ale Romanului. Așa se face că încă după 2 ani de zile de când am venit în Roman, am realizat 3 campanii de săpături din 1959, 60 și 61 la această cetate. A fost pentru prima dată când se intervenea, din punct de vedere științific, la cunoașterea acestui obiect. Sigur că istoria noastră și în special poveștile legate de acest obiectiv sunt foarte răspândite, mai ales în roman. Pentru că fiecare romașcan, atunci când vorbește de istoria acestor locuri, pomenește de această cetate și mai ales de faptul că exista, spunea, un tunel care lega de cetatea veche a Romanului această cetate. Bineînțeles că aceasta a fost numai o poveste și nu a însemnat aproape nimic decât în extazul romașcanilor să vadă o asemenea construcție pe subțire. Cetatea a continuat să reprezinte pentru Ștefan cel Mare unul din cele mai importante obiective ale activității sale strategice. Dar în 1476 Sultanul Mahomed al II-lea vine cu o armată foarte numeroasă și, după cum știți, lupta s-a dat la războie sau Valea Albă, zona Neamțului, dar cetatea aceasta trebuia să oprească, de fapt așa a fost construit, să oprească dușmanii care veneau pe drumul comercial care exista în acea vreme, pe stânga Sietului și nu pe dreapta cum este acum. Datorită faptului că în tot timpul mediu drumul comercial era în această zonă pentru că erau mai puțini afluenți și de mai mică importanță și de aici nu necesitau construcții de poduri sau alte mijloace pentru ca
toate caravanele din sud să ajungă în nordul Moldovei și mai departe către Lviv și Polonia. Cetatea a avut în perioada lui Ștefan cel Mare cam 5 părcălari. Odată distrusă cetatea la 1476, bineînțeles că Ștefan cel Mare nu a putut să aducă aici oaste, pentru că cetatea era destul de mică, era primul fort de vrea terminat, acel care toată lumea i-a spus în primul rând că era un fort stelat, dar este vorba de un fort foarte puternic cu 7 tururi. Ele au fost cercetate, începute, cum spuneam, de către mine și apoi cercetate de către Muzeul Armatei din București și în cele câteva campanii pe care le-a făcut acolo a descoperit, a dat adevărata și forma a cetății, fiind vorba de cele două etape. Adică până la 1476, când a fost prima dată distrusă de către turci și apoi reconstruită și întărită cu o altă cortină exterioară la 1483. Despre cetatea nouă a Romanului s-a vorbit foarte mult. Cineva care a făcut un studiu legat de prezența numelui cetății noi în literatura respectivă și în istoria noastră, au observat că ea este a doua după cetatea Neamțului și dacă cetatea Neamțului avea în perioada feudalismului avea circa 1081 de înșelări, cetatea nouă avea aproape 1070. Am vrut să dau această cifră pentru ca să dați seama ce importanță dădea Ștefan cea Mare cetății respective. Și următorii domnitori ai Moldovei au continuat să vadă în această cetate un obiectiv foarte important. Însă Ștefan cel Mare, înainte de lupta de Cosminului, a adunat aici un număr de 6.000 de soldați, cu care, știți, bătălia care a fost dusă la Codul Cosminului cu armata poloneză și succesul de care s-a bucurat. Mai târziu, cetatea a intrat într-o perioadă de cădere, ca să spunem așa. Întrucât puterea turcească a hotărât. Des vorbim de turci acum, pentru că ei nu sunt prezențați aici. Da. Adică n-aș fi spus lucrul ăsta dacă aveam delegația aia aici. Dar este o realitate istorică și turcii au, de fiecare dată când aveau solicitări de domnii în Moldova, una din principalele obligații pe care le punea Turcia este acela să distrugă cetatea nouă a Romanului. Și bineînțeles că așa s-a întâmplat și în vremea lui Petru Hareș, mai mult în epoca, în perioada lui Alexandru Cușneanu, când i-a dat foc și a distrus aproape întregime, a urmat Alexandru Dumitrașcu Cantacuzino, de la 1638, când a distrus aproape întregime. Totuși, a turcilor, asta era obligația pentru ca să primească, ca să primească steagul Kermanul, trebuia să distrugă așa cetate. Vă închipuiți prin câte etape de distrugere a trecut această fortificație medievală, totul special, totul deosebită, în tot arealul acesta, în perioada medievală. Mai târziu, acest obiectiv a fost definitivat aproape în întregime de către boierul Bogdan, care și-a construit
palatul și gardurile, împrejurător de Gădinți. Majoritatea oamenilor care au construit fântâni în Gădinți și alte obiective gospodărești, dar și episcopul de Roma, care în 1803 a cumpărat de la boierul Bogdan o mare cantitate de piatră din această cetate, cu care a făcut ce aici vedem noi în conjurul episcopiei și toate chiriile care le vedem noi astăzi, făcute la începutul secolului al XVIII-lea. Marele Melchisedec Ștefănescu, în istoria română pe care a scris-o, și arată această indignare, pentru că s-a făcut, dar bineînțeles că episcopul nu a avut dorință de a distruge cetatea, ci de a cumpăra, că a cumpărat această piatră și a construit toate construcțiile în jurul episcopiei. Ceea ce vedem noi astăzi, piatră, chiar cum intrăm, vedem cetatea de la Gădinți. Astfel distrusă, ea n-a rămas decât în istoria noastră și noi a trebuit să, și în istoria și în legendele noastre, pentru că știți că romașcanii au trăit cu această legendă, că acest canal care ducea la cetate era o noutate în istoria localității. În odată cu venirea mea ca director al Muzeului din Roma, în 1957, sigur că eu am trebuit să țin seama, în primul rând, de istoria locală și de ceea ce doreau romașcani. Eu aveam altă specialitate, dar pentru ca să pun în valoare acest obiectiv și mai ales să atrag atenția către forurile bucureștene, am început o campanie de cercetări a acestui obiectiv. Vă spuneam că am făcut 3 ani cercetări acolo, eu având altă specialitate, bineînțeles în cele populația tacică, a trebuit să fac acest lucru în interesul romașcanilor și în interesul, în primul rând, și a muzeului, pentru că muzeul nu era un muzeu al dacilor, și muzeul al localității și al zonilor din jur. Când am văzut că posibilitățile materiale nu mi îngăduie să continue aceste cercetări, am apelat și am reușit să aduc Muzeul Militar Central, care, cu ajutorul a unor militari care erau pedepsiți și erau în cizare de la Bistrița, au lucrat aici câțiva ani de zile, având și mijloace de transport și cercetând o mare parte din această cetate. Cei ce avem noi astăzi, din punct de vedere al formei care o mai păsăm și putem să vedem și pe baza căreia noi putem să încercăm astăzi o restaurare. Putem să vorbim de o restaurare care nu înseamnă o reconstruire a cetății, ci o aducere la suprafață a ceea ce mai există de la dezastrul care a fost făcut inclusiv în secolul al XIX-lea. Acum, problema care se pune, domnul primar a reușit anul trecut să obțină terenul, am auzit că nu este suficient, dar, în orice caz, este cea mai intensă muncă de aducere a acestui teren în administrarea Romanului și, odată cu aceasta, deci începutul unei activități de restaurare. Am apelat de multe ori la foarte mulți arhitecți pentru ca să încerce un proiect de restaurare.
cei care s-o fac în mod special de acest lucru, la București, cer foarte mult bani. Nu știu în ce măsură, astăzi, când avem Oroașcan, un mare arhitect care ne-a reprezentat foarte frumos în țară, în minister, în București, și care a ținut întotdeauna permanent, întotdeauna legăturile cu romanul, poate că va da un sprijin în realizarea acestui obiectiv, pentru că, indiferent cât de mult vom putea noi realiza în restaurarea acestui obiectiv, oricât ar de puțin am face, tot facem destul de mult pentru ca să ne dăm seama ce însemna, în primul rând, o fortificație făcută de marele nostru Ștefan. Sigur că acest lucru este în perspectivă. Eu aș fi dorit ca în viața mea să văd ceva din asta, nu știu dacă voi putea, dar sunt sigur că toți rămașcanii doresc acest lucru. Eu doresc succes în acest început de activitate și am toată siguranța că domnul primar va reuși ceea ce n-am reușit noi să realizeze măcar începutul restaurării acestui obiectiv. Să știți că atunci cât s-a săpat la cetate, s-au descoperit foarte multe ziduri. E adevărat că nu prea înalt păstrate, dar unele erau până la 2 metri. Noi am pus chiar înainte de sărbătorirea lui Ștefan cel Mare, am pus deasupra acestor ziduri niște plăci de ciment. Le-au luat oamenii din sat, din Gădinți, cu tot ciment. Așa că astăzi, dacă mai găsim ceva, găsim în zona în care nu s-a făcut cercetarea. Dar noi avem, eu am realizat toate fotografiile la cercetările din Gădinți și avem foarte multe fotografii care ne arată forma cetății, zidurile care s-au mai păstrat și să dea Dumnezeu să prindem încă mai multe ziduri în săpăturile care vor fi făcute și care vor fi, bineînțeles, conduse de către un specialist. Noi avem asemenea specialist la Muzeul de Istorie de Roma, este tânăr, nu a făcut din Ias pentru că este plecat în Iași, dar avem pe directorul muzeului care sigur că se va implica în acest obiectiv. Tuturor doresc succes și, în primul rând, să se realizeze măcar început. Cred că cei care vin după noi pot face mai mult decât am făcut noi. Da, mulțumim frumos domnului profesor. Emoționant chiar și ca narația ceea ce s-a întâmplat, dar și ca emoție trăită de domnia sa, pe care ne-a transmis-o și nouă pe final și sigur că încercăm să legăm lucrurile, de aceea suntem aici. Vreau să-l invit să-și exprime punctul domniei sale de vedere pe domnul profesor doctor arhitect Gheorghe Ionașcu, Romașcan, de-al nostru, un om care cunoaște, știe și mai ales are dorință de a se implica, de a face parte din grupul de inițiativă, de lucru pentru această restaurare și introducere în circuitul public de valori istorico-arheologice ale romanului, cetatea nouă a romanului. Vă rog, domnule arhitect Ionașcu. Vă mulțumesc. Am revenit cu plăcere la roman, de data asta venind de la Cernăuți. Am trecut de două ori prin Codii Păcminului. Îmi povestea domnul Șache de așa și am explicat colegilor, prieteni arhitecți și membri activiști la Asociația Culturală Proba Sarabia și Bucovina. Am stat la niște români acolo găduiți, foarte primitori. Am legat noi prietenii. Noi avem 32 de centre în țară, Asociația Culturală, și din care 3 în Basarabia. În Bucovina istorică, la Cernăuți, n-am reușit să facem niște legături cu românii din afara granițelor. Sunt și alte asociații,
Nu avem nicio finanțare, suntem o organizație neguvernamentală, avem un dosar la guvern cu speranță să obținem niște bani ca să putem să facem mai multe acțiuni care sunt decât cele care se fac acum. Referitor la cetatea Romanului, de mult discut cu domnul profesor Usachi, în 59, 57, 58, 59 eram elev la liceul Roman Botă, cum mi se spunea atunci, în 59 am terminat și am auzit de dumnealui, pe urmă, după 65, când eram deja în activitate, am vizitat muzeul, inclusiv sala aceea cu pereții, cu vestigii istorice, pentru care a fost premiat muzeul și domnul profesor, domnul director Usachi. Am rămas cu ideea că dânsul este un stâlp de rezistență aici și cu conservarea memoriei istorice a locului și a zonei. Și am considerat și cu alți colegi de-ai mei că trebuie să sprijinim cumva, într-un fel sau altul, cu experiența țării. Am lucrat 14 ani în Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Sunt de 20 de ani profesor la Universitatea Spirul Haret, am fost și la alte universități înainte. Și bineînțeles am avut 24 de ani de echipe în proiectare, proiectare la planșetă, deci peste 100 de obiective în 26 de județe. Am prieteni în București, inclusiv directorul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, cu care m-am sfătuit înainte de a veni aici. Și din discuția noastră a rezultat următorul lucru. M-am dus cu niște schițe făcute de domnul Usachi într-un studiu, inclusiv cu o schiță de o posibilă imagine a vechii cetății, așa cum rezultă ea din săpăturile efectuate deja în teren. Varianta posibilă ar fi o restaurare parțială, nu cât mai parțială, optimă parțială, în care să se refacă zidul de incintă, întâi un metru, ideal ar fi 2 metri ca să nu treacă pe vierea peste și să nu poată să iei zidul. Deci zidul care să contureze cetatea. Nu, nici într-un caz tot zidul sau toate turnurile. De refăcut intrarea, portalul de intrare, un turn în întregime, jos la baza turnului, parterul turnului, să fie un mic muzeu cu o machetă cât mai frumos realizată a acestei cetăți și cu fotografii pe conturul sălii, iar acolo undeva să aibă cabina și paznicul cetății, care să fie un gardian public, nu știu. Pentru asta eu deja am vorbit cu un coleg cu care lucrez în firma de proiectare și o să facem, o să mărim schița aceea și o să facem un contur a ceea ce credem noi că ar trebui realizat ca să capete o siluetă sugestivă, interesantă pentru privitori, pentru cei care vin din pe drum sau în prejurim, să fie cât mai sugestiv. Și un alt coleg care lucrează la laserul de la Măgurele mi-a zis, dar știți că mai târziu putem face și niște lumini care să contureze zidurile cetății pe cornișă și poate ați văzut la televizor. E cam departe viziunea asta, dar e interesantă. Deci dă speranță pentru o posibilă imagine cât mai interesantă care să transforme cetatea într-un punct turistic interesant pentru dezvoltarea turismului în zona Romanului. Pentru că asta este unul din principalele scopuri. Orice activitate se duce și cu un scop cultural, financiar. Trebuie să reziste. Cineva acolo lucrează și trebuie plătit. Deci, eu o să fac o schiță din asta care să însuflețească pe cei care vor lucra la proiect. Trebuie făcut cel puțin un studiu de prefezabilitate, care ar fi mai ieftin decât fezabilitatea aprofundată, pentru ca să dea o imagine a valorii a lucrărilor care trebuie făcute. Ideal ar fi ca la restaurarea cetăților, cel puțin la exterior, să fie adusă înapoi niște piatră din zidul de la spital, de nu știu unde, piatră originală, că așa s-a procedat și la Suceava, pentru partea de exterior, ca să imaginea originalității să fie cât mai pregnantă. În rest, poate să pună zid și cărămidă de la mijloc, că nu se vede. Și pentru asta, pentru toată acțiunea asta, eu zic că domnul Usachi trebuie să aibă speranța că orice drum începe cu primul pas, știți problema. Nu știu, dar e bun. După primul va pare al doilea. Primul pas ar fi din experiența țării, deci am fost în
în țară și am participat, chiar dacă nu sunt specialist în restaurări de monumente istorice, la mobilizări de genul ăsta, de exemplu, la Târgoviște pentru Cetatea de Scaun a lui Vlad Țepeș și asta, s-a făcut o asociație, o fundație de dezvoltare, de conservare istorică și dezvoltare durabilă, au zis, ca să încapă și alte acțiuni. Fundația asta a început cu un grup de inițiativă, cum suntem noi aici. Deci eu aș propune, mi-am propus și domnului primar, dacă sunteți de acord, să facem o listă și cine dorește și crede că poate să vină cu o contribuție, chiar în idei sau... și care are o poziție, fie că e profesor specialist în istorie, fie că este... Noi o să atragem, trebuie atras și niște oameni de afaceri, neapărat. Pentru că acolo, dacă se face un punct turistic, un punct de vizitare, trebuie făcut neapărat alături o parcare, un bufet, o terasă, ca să fie cel puțin doi oameni care să stea acolo să păzească cel puțin în sezon. Deci trebuie gândit și ca plan de afaceri, nu numai ca restaurare istorică în sine. Și am înțeles că s-ar putea face secretariatul chiar aici la primărie, deci începem fără grabă și fără... trebuie să nu renunțăm la visuri, dar să devenim cât mai pragmatici posibil. Ca să construim pas cu pas acest demers care va dura și va costa. Deci nu este simplu. Trebuie să fiți conștient cu treaba asta. Eu mai am și alți colegi și prieteni, o să-i atrag așa cu... fără alte pretenții, să putem să mergem pe o variantă plauzibilă și realistă în această acțiune. Dar cred, ca și domnul profesor, domnul director Usache, că nu trebuie renunțat la ideea asta. Nu trebuie renunțat. Este cum să spun eu, actul de naștere a cetății romane. Este prima cetate de piatră construită de Ștefan cel Mare, în toată Moldova. Eu am un film, avem un film la București, trebuia să-l prezentăm și aici, așa a fost o defecțiune de ziua 27 martie, Unirea Basarabiei cu România, care este salva de cetăți din jurul Moldovei de apărare, cetăți medievale, al lui Ștefan cel Mare, care a avut un domnitor cu viziune extraordinară. Nu avem noi conducători acum cu astfel de doar viziune de viitor. Și a marcat cetățile ca animale, știți, pe conturi cu piatră, ca să nu dispară. Am văzut zilele trecute, a treia oară, cetatea Hotin. Este considerată de ucraineni cea mai puternică cetate din sud-estul Europei. Ziduri care au la bază 12 metri, construit, început de Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș. Sus, 6 metri, grosime. Niște abrazuri pe care trebuie să te târești ca să ajungi să vezi Nistru în vale. Soliman Magnifico a bătut acolo cu bombarda aia mare, de care spune și în film, în serial, și rupea un metru, doi din grosimea zidului și noaptea o lăcare lui Ștefan coborau pe frânghii și păscându-l și refăceau zidul. Și aia nebuneau pe bază. Și n-au cucerit-o niciodată. Au ocolit-o și au mers mai departe. Deci, acest trecut istoric, în felul lui, destul de glorios pentru noi, o țară mică, mai ales Moldova, care nu era împreună cu celelalte țări române, este zic eu, o datorie. Datorie patriotică, cu un spirit cât se poate de pragmatic, trebuie aduși și niște oameni care pot să devină, care au ceva bani romașcani cu sufletul și pot să contribuie ca să devină un fel de pipăt modern ai acestei restaurări și învățăm și văcând. Ne mai întâlnim, facem un dialog pe mail, pe internet, este la modă și când e posibil, o dată bani, cel puțin, dar poate și mai des, la dumneavoastră aici, până facem primii pași, se conturează ceva concret. Trebuie să apară un proiect. Vă spun, eu am să fac o schiță, dar nu pot să fac evaluări și asta trebuie volumele de piatră, trebuie să văd exact din planurile dumneavoastră de săpături, de ce să se poată deduce, dacă nu, să facem releveze, măsurători. Oricum vor trebui și releveze. Da, da. Și proiectul trebuie împărțit în etape, într-un studiu de prefezabilitate se pot prinde aceste etape succesive care se conduc la un rezultat final. Sigur că e foarte greu, eu vreau să apreciez în mod deosebit și cu colegul domnul colonel Vodorogea, care o să lanseze cartea cu neului despre mareșalul Prezan, și colegii mei, apreciem, nu vreau să fac campanie electorală, dar apreciez în mod deosebit activitatea din ultimii ani din Roma, care îi se datorează în mare măsură domnului primar.
de ore. Adică n-am văzut atâta determinare și obiective realizate, duse la bun sfârșit, ridicarea Romanului ca standard, grandul inaugurat anul trecut, întâmplător, am avut noroc să fiu chiar la inaugurare. Deci sunt niște lucruri care punctează evoluția spre, să zic așa, fără limbaj de lemn, spre o viață mai bună, spre scoaterea la suprafața personalității deosebite a orașului, care este, cred că, peste 600 de ani. La 600 de ani, în 92, am fost delegat oficial aici, în centru, la inaugurarea statuii și la... Când a, până la urmă a venit și președintele României, aici, în 1992. După aceea a fost, în 93, a fost la Rădăuți. Deci, Romanul Timoșat a avut și Rădăuciu ca oraș întemeiat de dânsul cu primele mențiuni istorice. Deci, eu v-aș invita și domnul primar care te spune, cine aveți idei sau aveți ceva constructiv de pus la baza acestei reuniuni și acestei inițiative, să luați cuvântul și să spuneți, și vă propun să facem o listă cu telefoane și adrese de mail. Și vedem, acum, pe parcurs, poate să mai vină alții, poate unii se retrag, cine știe cum, dar să rămână o echipă, un grup de acțiune, cum se cheamă, nucleul dur, știți, care nu poate să lipsească primăria, nu poate să lipsească comuna Gădinți. Vedem acolo, dacă primarul nu se ocupă, de simplu altcineva în Consiliu, trebuie să fie vreunul care vrea să accede la conducere, știți, și trebuie să-și lege numele și să realize. Deci există tot felul de tactici. Noi folosim, când eram la minister, foloseam, trebuie să găsim calul troian. Ne duceam la Reghi, la Târgu Frumos, la nu știu ce. Dom'le, trebuie să găsim calul troian. Un tânăr, dornic de acțiune, care învață, care dorește să acceadă la conducerea și să-l sprijinim cu informații, să-l bombardăm cu tot felul de puncte de sprijin, ca el să poată acceadă și să facă planurile care trebuie făcute pentru zona respectivă. Da, eu vă mulțumesc și mai intervenim, dacă... Sigur. Poate domnul Grijorean o să facă distanția. O să o facă și o să pornim de aici, da. Dar mai purtăm câteva discuții și ulterior. Da. Mulțumim, domnule... ...de susținere și de implicare. Vă mulțumim foarte frumos. Vreau să o invit să ia cuvântul pe doamna directora Direcției de Cultură a Consiliului Județean Neamț, doamna arheolog Giosanu Roxana, prezentă aici, a fost alături de noi încă de la început în această idee. Mă bucur foarte mult de prezența domniei sale. Sunt convins că va dori și va face parte din acest grup de lucru, așa cum voi face și eu parte, și arhitecta șefa orașului și domnul profesor dr. Ionașcu și domnul profesor și arheolog domnul Ursache și directorul Muzeului de Istorie și directorul Colegiului Național Roman Vodă. Sunt câteva persoane pe care le-am nominalizat gândindu-mă că sigur vor dori să facă parte, legându-mă de experiență, de poziție, de specialitate, de anvergură și de faptul că dorim cu toții să punem pe picioare un astfel de obiectiv. Și apoi, oricine altcineva dorește să îi implice și să vină alături, este bine primit. Nu-mi permit eu mai departe să fac nominalizări, dar mi-aș dori cât mai mult să fie prezent. Aici mi-am permis să fac nominalizările, pentru că am purtat discuții și știm despre ce este vorba. Așa încât vreau să-i dau cuvântul și să o rog pe doamna Giosanu Roxana să ne exprime punctul de vedere a domniei sale. Se mulțumesc pentru ceea ce a făcut până acum, pentru informarea pe care mi-a pus-o mereu în față, pentru atitudine, pentru implicare și să ne angajăm împreună la acest demers. Vă rog frumos. Mulțumesc. Se aude? Da. Da. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Dacă îmi permiteți două corecturi. Direcția Județeană pentru Cultură este instituție de concentrat a Ministerului Culturii, deci nu sunt răspundați Consiliul Județean. Dar cred că a fost aici nominalizat. Așa. Și în al doilea rând nu sunt arheolog, sunt geograf. De aceea pot să... Așa era scris. Da, am înțeles. Nu este de mâna dumneavoastră. E clar. Doamnelor și domnilor... O să, după această activitate, o să deveniți. Da, da. Indirect, sigur că am foarte multe legături și cu istoria, cu arheologia. Mă bucur foarte mult că particip la această întâlnire. Mulțumesc pentru invitație. Mă gândeam venind
astăzi către primărie, pentru că am avut ocazia să parcurg pe jos traseul de la gară până aici, bineînțeles cu mici ocolișuri, am mers pe ulița mare a orașului și am avut posibilitatea să admir clădirile, monumente istorice și cele care nu fac parte din această categorie. Mi-am dat seama de bogăția spirituală a acestor locuri, de faptul că aveți cu ce vă mândri și nu întâmplător, anul trecut, când a fost realizată strategia de dezvoltare turistică a județului de către Consiliul Județean și când zona Romanului și cea a Rozovului erau lăsate cumva departe, am luat atitudine pentru că am considerat întotdeauna că Romanul și împrejurimile sunt zona cu cea mai bogată, este cea mai bogată în obiective de patrimoniu, în istorie, în spiritualitate și de aceea mă bucur foarte mult că domnul primar a reușit de când este la conducerea acestei instituții să trezească cumva sau nu să o trezească, să crească cumva conștiința opiniei publice din Roman asupra ceea ce dețin. Chiar vă rog să vă manifestați întotdeauna pentru ceea ce aveți, să vă mândriți cu ceea ce caracterizează aceste locuri. Iată că acest demers pe care l-am început și în care am fost susținută de domnul primar se pare că a dat roade și această întâlnire este o dovadă în acest sens. Când am preluat Direcția Județeană pentru Cultură la sfârșitul anului 2014, am făcut o analiză a obiectivelor de patrimoniu din județ, a monumentelor istorice și a stărilor de conservare și m-am oprit precăderea asupra celor care au foarte mari probleme și care se află în stare foarte proastă de degradare și în precolaps. Unul dintre ele, bineînțeles, cetatea nouă a Romanului de la Gădinț, mi-a atras atenția în mod special, pentru că eu venind din zona Târgu Neamț, unde avem celebra și cunoscută cetatea Neamțului, nu puteam să nu remarc starea de junglă în care se află această cetate legată de numele lui Ștefan cel Mare. Și, bineînțeles, este o datorie morală pentru noi toți să reabilităm acest obiectiv care poate să ajute, așa cum spunea și domnul arhitect, și din punct de vedere turistic, de vedere economic, această zonă să se dezvolte, pentru că, într-adevăr, este necesar un punct de atractivitate în Roman și în zona limitrofă. Din păcate, problema de care m-am lovit atunci când am preluat acest subiect a fost cea a proprietății asupra acestui obiectiv. Ne-am întâlnit cu domnul primar, cu reprezentanții Consiliului Județean, cu cei de la prefectură, am trimis numeroase adrese pentru a clarifica în proprietatea cui se află acest obiectiv. Din păcate, până în momentul de față, am ajuns la concluzia că el nu se află în proprietatea nimănui. Pentru că se pare că, deși în legea 213 se spune că monumentele istorice de categoria de importanță națională se află în proprietatea statului, se pare că cetatea nouă a Romanului de la Gădinț a fost lăsată uitării și de aceea am ajuns la concluzia împreună cu juriștii din cadrul Prefecturii Neamț că singura variantă pentru ca această cetate să treacă în administrarea primăriei Roman, așa cum se dorește, este aceea de a iniția o hotărâre a Guvernului pentru preluarea în proprietatea Ministerului Culturii și apoi să fie transferată către Primăria Roman. Cred că este varianta cea mai ușoară, cea mai potrivită pentru ca acest obiectiv să ajungă cât de repede aici, adică aici, în grija Primăriei Roman și să poată fi reabilitată. Pentru că, de altfel, în acest sens am trimis și adresă către Ministerul Culturii, către Cabinetul Ministrului și am rugat să se analizeze această problemă și să se ajungă la o soluție cât mai rapidă, pentru că am prezentat și fotografii și notele de constatare pe care le-am făcut la fața locului cu zona cetății, care, bineînțeles, nu arată deloc ca o zonă istorică, ci ca o pădurice, ca o zonă neîngrijită în care vegetația este stăpâna locului și în care, bineînțeles, și animalele trăiesc nederanjate de nimeni. Este ca o adevărată oază de vegetație în mijlocul unui câmp, ceea ce mi-a produs un sentiment de neputință. Așa pățesc de câte ori merg la câte un monument istoric care este abandonat. Am un sentiment de neputință și încerc să fac cât mai mult pentru a putea salva obiectivul, pentru că și mulțumesc și domnului profesor Ursache că a făcut prezentarea istorică a istoriei acestui obiectiv și a acestei zone pentru a rememora încă o dată
pagina, una din paginile, să spunem, memorabile ale acestei zone și ale perioadei lui Ștefan cel Mare. Și pentru că vorbeați adineauri de proiectul de restaurare pe care îmi doresc foarte mult să-l văd început, desigur, proiectul va rămâne la latitudinea dumneavoastră, veți face așa cum veți considera că este mai bine, apelând, bineînțeles, la specialiștii din toate domeniile care se leagă de acest obiectiv, dar sugestia mea este aceea de a, în primul rând, de a apela la un specialist, la un istoric de ev mediu, fiind vorba despre un obiectiv din acea perioadă, și pentru a putea pune în practică acest proiect, vă sugerez să vă aplicați și asupra proiectului deja terminat al cetății Alba Carolina de la Alba Iulia. Este un proiect pe care puteți să-l aveți în vedere pentru a realiza o conservare in situ a acestor ruine. Deci se poate și o reabilitare de acest fel, nu neapărat o restaurare completă sau parțială a zidurilor, ci o conservare in situ și eventual în exterior realizarea unui punct turistic, bineînțeles și comercial și cu toate celelalte dotări necesare. Eu vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație, vă felicit pentru organizarea acestui eveniment și vă asigur că ori de câte ori veți avea nevoie, specialiștii Direcției Județene pentru Cultură și, bineînțeles, eu prima voi sta alături de dumneavoastră și vă voi ajuta cu tot ce voi putea din punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Și chiar am să vă rog să ne luăm destinul în propriile mâini, în sensul de a grăbi acest proiect de hotărâri de guvern, drept pentru care dacă reușim să punem la punct matrița aici, prin Consiliul Județean și Prefectură, care trebuie să pună semnăturile, inclusiv noi și dumneavoastră, eu mă angajez să merg direct la Ministrul Culturii, să le punem și chiar la premierul Cioloș, unde pot să ajung fără dubii și să grăbim acest lucru ca să nu lălăim acest paș. Să scurtăm din pașii administrativ-instituționali pe care să-i putem pune la punct, astfel încât odată ajungi acolo să putem gândi cu acest grup de lucru o echipă care să configureze un studiu de prefezabilitate. Deci dacă colaborăm direct pe această temă să configurăm proiectul de hotărâre, eu mă oblig să merg să-l înaintez primului ministru pentru ședința de guvern. Și o completare, dacă permiteți, și așa cum spunea domnul profesor Usache, parafrazându-l cumva pe dumnealui, dacă veți reuși să primiți firmanul pentru următorul mandat, eu sper că acest proiect va fi demarat cât de curând și va fi un succes pentru Primăria Roman. Felicitări! Mulțumesc frumos! Mulțumim! Am să rog și pe domnul profesor, pe domnul Adrian Ciobanu, directorul Muzeului de Istorie, să ne spună câteva din gândurile domniei sale legate de acest obiectiv. Cum ar vedea implicarea, desfășurarea, ținând cont că acest sit, care este aici în poala municipiului Roman, va fi indisolubil legat de activitatea Muzeului de Istorie, care, sigur, în momentul în care vor începe anumite lucrări, vor gestiona, vor descărca din punct de vedere arheologic, vor avea un obiectiv major în activitatea domniilor lor. În fond și la urma urmei, important este ca acest obiectiv să fie redat circuitului turistic și istoriei noastre. Da. Noi vă mulțumim frumos. În primul rând, beneficiarii finalității proiectului pe care dumneavoastră astăzi l-ați prezentat și eu cred în finalizarea proiectului, uitându-mă la prezidiu și cunoscându-vă pe toți de la prezidiu, cu excepția domnului profesor pe care vreau aștept să-l prezentând în lucrarea domniei sale. Și nu spun întâmplător, pentru că domnul profesor Ionașcu este un om modest care permanent a fost alături la toate activitățile pe care noi le-am desfășurat și în momentul în care își pune ceva în cap, știu că și rezolvă problemele pe care și le stabilește. Nu mai spun de domnul primar care permanent a fost alături la activitățile culturale, iar proiectul pe care astăzi l-am auzit prezentat aici, mi se pare un lucru extraordinar.
Eu sunt optimistă și vă sunt sigură că proiectul se poate realiza, iar domnul profesor Ursacu, eu îi doresc viață lungă pentru că îmi doresc să prindă finalitatea proiectului și cred că toți de aici ne dorim acest lucru și să ne sprijine cu ideile domnului sale în continuare. Am spus beneficiar pentru că vorbesc de elevii mei care, într-adevăr, cred că ei sunt cei care trebuie să profite în primul rând de ceea ce înseamnă istoria românului, iar această cetate poate în continuare să le ofere o lecție vie de istorie. Nu numai beneficiar, cred că și noi putem să venim cu, să zicem, cu un mic ajutor pe partea de promovare, în primul rând. Putem, mă gândeam la deschiderea unei pagini, unui pagini pe Facebook sau, dacă nu, chiar să realizăm o pagină pe un site în care să prezentăm acest proiect. Sunt foarte mulți poștele de aici, Colegiul Național Roman Vodă, care și-ar dori poate să sprijine proiectul pe care l-ați propus astăzi și cred că putem să ajutăm cu lucrul acesta.